Asta nu e instituție publică, deși, Doamne, iartă-mă, da? Zice că nu suntem instituție publică, suntem instituție de drept public. Adică, ei pot să-și dea ce salarii vor. Directorul general este în același timp președinte al Consiliului de Administrație. Da? Deci, nici măcar capitalismul nu e bine aplicat. Deci, da, CEO, nu, directorul general, e președinte la CEA. Păi, ați înțeles? Asta e regia. Da? E o chestie generală, nu e doar la noi. Da? Și pe chestia asta, noi nu intrăm pe schema bugetarilor cu salariile. Da? Directorii poate să dea ce salarii vor. Sunt așa zisele negocieri, dar așa. Avem ce-i drept un contract colectiv de muncă, dar, mă rog, am rezerve. Bun, deci am zis că și așa am destule bube în cap, dacă mai îmi apar altele după întâlnirea asta, nu-i bai. Noi nu spunem la nimeni. Nu, dar, mă, cum să spun, eu oricum, mă rog, în fine. Deci, ăștia suntem noi și încercăm cât de cât să supraviețuim. Da, se investește mult în aparatură, o să ne vină niște radare și nimeni nu zice, e super fain, numai că resursa umană e, cum să spun, e neglijată, e neglijată. Mi-e greu să spun o medie de vârstă, vin tineri, numai că nu stau foarte mult, mai ales cei care ajung la un moment dat să se specializeze, pleacă rapid, pleacă în afară, pleacă chiar în țară, în alte locuri. E un mediu în care, deci asta e un lucru general, am văzut și în alte locuri. Bun, cumperi supercomputerul, cumperi pierătania, dar omul, până la urmă omul e important, da? Capitalul uman, resursa umană. Nu, asta nu e, e relativ neglijată. Adică aici e o problemă. Bine, e o chestie generală în societate. Noi ne vin din ce în ce mai puțin tineri. Tinerii care ne vin, din păcate, eu zic asta cu durere, că na, am trecut prin facultatea de fizică și totuși vreau să spun că din facultatea de fizică, și nu e vina copiilor, e vina sistemului, da? Trebuie să mai trecem cu ei câțiva ani ca să-i luăm de la început și să-i antrenăm, da? Deci sunt total deconectați de viața reală, da? Copiii care vin de la geografie. Geografia este foarte, cum să spun, are mult appeal, e foarte cerută, e foarte... Din păcate, ai nevoie de oameni care reușesc să înțeleagă lucruri cu cifrele, nu poveștile, sunt bune și liniile narrative, nu zic nu. Dar ai nevoie și de oameni care să treacă dincolo de narațiune și să mânuiască. Pe de altă parte, ăștia care mânuiesc cifrele nu știu să comunice, nu știu cu narațiunea. Nu, e foarte, vă spun, adică e o problemă mare. Chiar copiii foarte buni la început, da? Lucrează și le spui, bun, încearcă, ce ai obținut? Încearcă să spui și rămân muți, da? Eu nu știu ce se întâmplă în țara asta, da? Pe de o parte, ai o ușurință în a însăila povești, iar pe de altă parte, ai o greutate în a comunica lucruri serioase. Deci, asta ține de învățământ și e o problemă și la noi. Da, deci cam asta e situația noastră. Eu vă spun sincer, eu sper să se întâmple ceva, pentru că nu știu cât mai rezistăm decent. E o presiune și din afară, nu e numai la noi. E o presiune ca serviciile naționale meteorologice să piardă din ce în ce mai mult din activitate. Da, și aici e faimoasa privatizare. Numai că problema e că sunt lucruri în societate pe care nu poți să le privești ca o afacere, da? Deci sunt lucruri necesare, au costuri, nu poți să scoți profit, da, din ele, ca să gândești lucrurile în profit, da? Și atunci, dar deocamdată mergem, cât de cât, deși vă spun, problema cu resursa umană este mare, problema cu valorizarea este mare, da, deci e o luptă zi de zi, e o gherilă, da, să poți să supraviețuiești.
și să muncești decent, da? Dar asta cred că e o chestie generală în societate. Și totuși scăparea noastră este contactul cu dumneavoastră, cu presa. Presa e foarte importantă și de multe ori chiar a însemnat mult pentru cei care... Da? Deci, pentru mine chiar, adică eu sunt recunoscătoare jurnaliștilor, pentru că altfel reziști greu, da? Dar știți cum e imaginea, să nu strici imaginea, da? Și atunci, pe chestia asta, ai un oarecare scut și mergi mai departe. Deci, cam asta e. Sperăm să mergem mai departe, da? Costin. Vreau să vă întreb, există consensul ăsta cu criza climatică, consensul științific, la nivel global. În același timp, există un consens că toate limitele impuse, de la Paris și în alte noi înțelegeri, sunt deja ridicole, pentru că nu vor putea fi respectate. Adică, încet mi se pare că apare un fel de al doilea consens, consensul de business, consensul unor politicieni, că oricum nu se mai poate face nimic. Există un astfel de pesimist care răzbate constant și de la întâlnirile oamenilor de știință. Chiar și după cele de la Madrid, era o tristețe completă. Practic, era un fel de ton biblic. Imaginați-vă apocaliptică. Era clar că... Și cumva mi se pare că se produce efectul ăsta ciudat, în care, dacă doar nu mai putem face nimic, adică încep să aud din ce în ce mai mult din zona Trump și cu declinările de la noi, lasă că se schimbă lumea cumva. Deci asta aș vrea să-mi comentați să spuneți cum ați văzut noastră întâlnirile științifice, acest pesimism, ce mai rămâne de făcut, unde vedeți totuși raze de optimism în întâlnirile noastre, nu știu. Da. Acum, a fost și o săptămână la Madrid, prima săptămână când au fost experții, nu, segmentul high level, când vin politicieni. Da. Și vreau să spun că poate, nu știu, ori fi fost așteptările prea mari, că nu a fost așa o tragedie. Practic, problema a fost că practic, tratatul de la Paris avea nevoie de o, așa zisă, operaționalizare, adică să-i pui un manual în care să ai regulile clare, cum urmărești țintele fiecărui stat, cum măsori, cum faci, tocmai ca lucrurile să meargă, pentru că țintele astea, spre deosebire de protocolul de la Kyoto, în tratatul de la Paris, sunt propuse de fiecare țară și trebuie să fie actualizate periodic ca să convergă spre ținta finală, aceea de a avea o creștere limitată a temperaturii până la sfârșitul secolului de 1,5 grade față de nivelul preindustrial, grade Celsius față de nivelul preindustrial, luat ca fiind nivelul din a doua jumătate a secolului 19. Acum, la Katowice, cu un an înainte, s-a realizat cea mai mare parte din manualul ăsta, cu consens, cu parafat, cu tot. Rămăseseră câteva articole în suspensie, regulile pentru ele, dintre care ăsta, articolul, așa numitul articol 6, cel privind piețele carbonului, adică ori bilateral, ori internațional, cum faci schimb de credite de carbon în așa fel încât să aduci o așa numită flexibilitate, știți. Și aici, bineînțeles că Europa are o poziție, Uniunea Europeană are o poziție foarte clară și bună. Nu numai ea, dar ea e în avangardă. Aceea de a avea mare grijă să nu număr de două ori, adică practic tu să zici, stai puțin, eu creditele astea am redus emisiile, le-am dat țării dezvoltate care mi-a făcut mie nu știu ce proiect acolo și de fapt nu s-a întâmplat nimic decât hotel, ați înțeles ideea. Cea care a dat creditele și le pune și la țintă și atunci asta pe de o parte, pe de altă parte, proiectele pe care le face țara mai avansată, nu ca să descumpere credite. Păi dacă proiectele alea aduc probleme de mediu în țara respectivă, degeaba ai creditele respective. Dacă tu distrugi comunități locale, dacă ai probleme cu comunități locale, cum ați văzut că apar, da? În, nu știu, în zona arctică, la Inuit sau în America de Sud. Deci, astea sunt
chichiță foarte fine, prin care se poate reduce foarte mult eficacitatea mecanismului și se poate și șmecheri între ghilimele. E, aici, la Madrid, rămăsese, ăsta era cel mai important, și s-a ajuns foarte aproape de încheierea unui acord pe bune, adică să aibă garanțiile astea de, cum zic ei, integritate de mediu, de să nu fie double counting, adică să nu numere de două ori. A lipsit, nu știu, foarte puțin a lipsit și, într-adevăr, nu s-a reușit să se ajungă. Dar sper că acum la Glasgow sunt anuale întâlnirile. E și o întâlnire așa se face mereu la Bonn acum în vară și probabil că vor merge lucrurile înainte, dar mai important decât asta e să se actualizeze țintele. Și la Glasgow toată lumea așteaptă actualizarea țintelor de reducere, pentru că așa cum sunt țintele de până acum, înseamnă creștere de vreo 3 grade la sfârșitul secolului, nu de 1,5. Poate să fie și mai mare. Spunem așa ca pe o plajă, eu știu, mediana, pe o plajă poți să ajungi, eu știu, chiar și la, Doamne ferește, 5 grade. Cam așa sunt problemele. Într-adevăr, merge greu, dar n-aș fi chiar pesimistă, aș zice moderat optimistă. De ce? Pentru că chiar și în Statele Unite, Trump are clar o influență nefastă. Dar situația e mai complexă acolo. Statele Unite, Federație, sunt state care și-au asumat țintele de la Paris. Statul California, statul Washington de pe coasta de vest, sunt orașe, e o alianță cu sute de orașe din state care și-au asumat țintele de la Paris. Chicago, New York, nu mai știu care sunt. Sunt chiar industrii care și-au asumat țintele de la Paris. Și ultima evaluare era cam aproape jumătate din economia Statelor Unite e sub umbrela acestor asumări ale tratatului de la Paris. Deci nu e chiar, cum să spun, o situație disperată, da? Se pot face multe și la nivelul ăsta pe America profundă. La ei America profundă are sensul ăsta chiar, adică calitatea e mai bună. E o țesătură socială, sunt ONG-uri foarte puternice și acolo. Sunt oameni din spațiul academic, să știți că fără cercetătorii americani, fără marile institute, fără marile universități americane, am fi mult mai în spate cu studiul schimbării climei. Deci e extraordinar felul în care spațiul lor academic, comunitatea lor științifică merge înainte. Și un paradox extraordinar să ai asemenea comunitate academică și științifică și să ai o asemenea conducere politică. N-am să înțeleg niciodată. Nu, efectiv, adică vă spun, ei sunt, ce să mai, printre, fără sateliți americani, chiar și sub Trump. Deci au reușit programe și au reușit să dea comunității întregi date, fără de care am fi fost mult mai săraci în comunitatea globală. Deci lucrurile le-aș vedea un pic nuanțate, nu aș vedea totuși așa un pesimism. Și mai e o problemă. Uniunea Europeană merge totuși destul de bine în contracararea efectelor schimbării climei, adică e o realitate. Acum, noi putem discuta multe, dar nu politicienii noștri care, vă ziceam, ei nu, sunt în insula aia de latinitate de 2000 de ani, deci ei practic sunt deconectați. Dar ceilalți politicieni sunt conștienți. Discutam cu o colegă finlandeză și au avut și ei în 2019 alegeri locale, și, nu, alegeri parlamentare, de parlamentare îmi spunea, cred că au avut și locale, dar la parlamentare îmi spunea că 70% din dezbateri erau cu problema climatică, cu poluarea, lucruri concrete. Tu ce spui? Tu ce soluții ai? Deci soluții clare. Care-i costul social? Care-i costul acceptanței? Care sunt problemele, da? Lucruri concrete, nu așa. La noi, vedeți, nu există tema. Da, problema este, am citit cât am putut să înțeleg, nu, din propunerile europene, care știm, sunt patronate de, mai ales de dreapta. Pactul ecologic sau despre ce? Da. Și sunt foarte multe formulate în termen de business, adică inclusiv cum vei rezolva
zone extrem de afectate, nu știu, cele cu exploatare de cărbuni și cu utilizarea cărbună, cum vei rezolva problema oamenilor de acolo? Îi fac pe toți antreprenori. Deci există o formulare care, cred eu, va fi o mare amenințare. Adică va fi o întreagă pătură populară, climato-sceptică din start și sceptică în ce privește orice reformă cu ecologie, pentru că totul este îndreptat împotriva lor. Acum. Adică trebuie să ne așteptăm la acest... Poate suntem noi bine cu business, cu Europa, dar Europa, așa cum formulează soluțiile, își va pune poporul în cap. N-au terminat. Ai ce problemă? Deci, deocamdată e doar un plan cu niște repere, dar nu au lucrurile concrete. Încă, da? Și, într-adevăr, sunt multe lucruri perfectibile. Și aici, evident, iarăși, trebuie deja cei din societatea civilă din afara României și din România, pentru că eu am văzut conexiuni între ONG-uri de la noi și... Deci au început să pună problemele și în sensul ăsta. Și e bine. Deci, e clar că trebuie să existe și o presiune care să corecteze anumite abordări. Vă ziceam că și suma totuși e foarte mică, 1000 de miliarde, când pe băncile alea au dat 4 miliarde și ceva, adică 4000, pardon, 1000 de miliarde de euro, e foarte puțin față de transformările alea uluitoare pe care toți trebuie să le facem. Numai că și se poate, adică Europa totuși are resurse, poate să pună mai mult, dar e o întreagă discuție că să pui 1,1 sau 1,3 din produsul intern brut al fiecărei țări și tot felul de bizantinisme de tipul ăsta, când e clar că trebuie să pună mult mai mult, asta e adevărat. E presiune, nimic nu e perfect, da, dar nu e încă creionat, adică, și aici nu e creionat nici în bine, nici în rău. Poate era mai bine să existe o mult mai clară articulare a planului, pe de o parte, dar pe de altă parte, încă avem libertatea să modificăm. Cel puțin anul ăsta, poate și la anul cel târziu, încă se pot concretiza mult mai bine lucrurile. Acolo există, normal, cuvinte frumoase, că tranziție justă, că nu lăsăm pe nimeni în urmă, dar lucrurile astea și eu cred că trebuie mai bine articulate, concret, adică trebuie modificat foarte mult. Da, un exemplu, că era da. Și Victoria. Da. Nu, era doar un simplu exemplu, am vorbit cu Sigri Mureșa, care de la Partidul Popular European, cei care sunt oarecum trag un pic înapoi. Da, dar ei sunt principalii inițiatori de mesaj acum, adică în forță, mai mult decât Petri și mai. Și ce îmi spune el? A fost un dezastru postul, ceea ce se întâmplă acolo. A fost. Au fost încercări de recalificare da, cu ceșeri da. Și o bază. Soluție. Nu mai dăm decât la business. Nu, și nu va trece așa ceva. Europa nu. Da. Dar vreau să zic că Siegfried Mureșan e printre europarlamentarii români care a votat împotriva pactului când l-a prezentat în Parlament. Deci, cum să spun, da? Alături de, mă rog, alții la care, mă rog, Ghinea, liberal și chiar și din USR, din păcate, da, adică... Cum să spun? Da. Victoria. Spuneați că politicienii români sunt nerd și tema crizei climatice nu e pe agenda, dar am văzut de când e cu pactul ecologic european, chiar în ultimele zile au apărut tot felul de declarații. Orban care spune că e o religie Green Deal-ul. Asta n-am citit-o. Nu putem. China care zice Orban are dreptate, chiar o religie, trebuie să te rogi că te dezici de fosil, de combustibil fosil. Păi ăștia, care da. Spune că, Băsescu care spune că... Da, bine, nu e surpriză. Băsescu și cu Roșia Montană. Întrebarea era în felul următor. Cum le răspundeți? Eu mă aștept că la un moment dat o să vină și tipul ăsta de argumente, când o să se mai dumirească un pic și o să citească, că în momentul de față spune așa, gut feelings, or să se apuce să citească și mă aștept să vină cu tipul ăsta de argumente în care să ne spună că România este unul dintre cei mai mici poluatori din Uniunea Europeană. Doi, că deja avem o pondere mare a energiilor din surse regenerabile în total producție de energie,
că doar 20% din energia pe care o producem este din cărbune. Cum le răspundem oamenilor ăstora care o să, practic, o să facă cherry-picking, o să selecteze aceste argumente, care sunt valabile, cum le răspundem lor? Mai ales după ce, sau dacă se va reuși creșterea nivelului de NOx admisă la nivelul 89, ceea ce se încearcă. Exact, exact. Adică vom fi și mai puțin poluanți. Nu e cale, nu e, nu e, nu e cale, nu e cale. Încă o dată, deci lucrul ăsta dovedește o incultură științifică, adică cum să spun, nu trebuie să fie specialist în științe, dar asta arată nivelul cultural al decidentului politic. Vreau să zic că e o mare problemă, care vine iarăși din educație, da? Și o lipsă de viziune crasă, adică nu e vorba că noi avem 2,6% din emisiile Europei, e vorba că se resetează lumea, da? Deci va fi alt tip de economie și tu stai cu, și pui cu lopata cu cărbune acolo, da? Deci tu nu mai ai loc în lumea asta care se resetează. Deci e vorba să iei start, un nou start, și să mergi pe niște lucruri care vor conta în viitor. Nu să rămâi un no man's land, o periferie ciudată în care practic ești deconectat de tot ce înseamnă cultură, economie. Păi dacă se reconfigurează economia, cum te gândești tu că mai folosești cărbunele ăla nenorocit care, de exemplu, România are și valoare foarte proastă, e lignit de ăla cu valoare calorică groaznică, da? Adică, tu te gândești iarăși la dezvoltarea aia liniară. Păi, noi ne dezvoltăm așa, cum au făcut ăștia acum 60-80 de ani. Nu, e greșit. Sunt alte căi de evoluție. Tu dacă vrei să o iei așa, nu ai cum să-i ajungi niciodată din urmă. Dar nu e vorba de ajuns din urmă, că nu e competiție. E vorba să ții pasul cu lumea, să te sincronizezi cu o lume nouă, ori să rămâi desincronizat, să rămâi așa, iarăși, după 10.000 de ani, în epoca asta, iar nu o să se știe, știți, fuga aia de istorie, da? Tot așa cum n-am avut 1.000 de ani nicio dovadă istorică, așa o să fie, da? Pentru că noi ieșim din istorie, iar ieșim din istorie, știți? Da, ăsta e realitatea, deci problema nu e... Ieșiți sau unde ați intrat? Am intrat totuși în istorie, totuși de la 1848 încoace au ars oamenii niște etape, au... problema e că e și o oportunitate, știu că sună ca un slogan, dar e momentul resetării. Dacă toți se resetează, tu poți să pornești cu toți la start acum, adică poți să ajungi cu ei sincron, da? Dar nu urmând. Deci nu contează că noi avem mai 2%, contează să mergem cu noile tehnologii, cu noua economie, cu, pentru că altfel nu vom mai avea cu cine să discutăm în lume, înțelegeți? Vom fi total... nu, n-am cuvinte. Deci nu asta e problema. E și problema asta că nu putem, că independența energetică, iarăși o marotă abstractă și total aiurea, independența. Suntem o lume globală. Nu ții tu așa o pantoșă, independența energetică, vai, ne asigurăm independența. Nu, doamne, nu. Îți asiguri o calitate a vieții mai bună pentru toți cetățenii cu mersul sincron cu toată lumea, intri și tu în jocul ăsta cu noua economie, o economie circulară. Culmea e că noi avem, să zicem așa, niște lucruri din trecut, care într-un fel ne fac tranziția mai ușoară. Eu țin minte generația părinților mei, taică-miu care șurubărea și repara și când nu putea se ducea la cel care avea un atelier de reparat televizoare, un blaudup, da? Nu îl arunca, stăteam cu un televizor și am stat 20 de ani, da? Tot așa, mama se ducea și își recondiționa pantoful sau se ducea la croitoreasă și își refăcea toaletele, da? Deci, cum să spun, noi aveam reflexele astea ale economiei circulare pe lumea cealaltă, să zicem, da? Îți acuzată de comunism. Nu e comunism, nu. Nu, mainstream un politic, așa vă va spune dacă ați venit cu idei. Cum să spun, eu... Sunt despre o întâlnire cu Băsescu, Iohannis, să vă spun adunul. Sunt, după părerea mea sinceră, da? Sunt irelevanți, din păcate, da? Deci, bravo, bravo. Nu, e o problemă, e o problemă aici. Problema e totuși că
trebuie să existe o cale de a dinamiza un pic și de a schimba cultural pe decidenții ăștia, da? Că nu avem democrație directă și probabil că nu o să o avem, na, nu e, să fim serioși. Dacă nu se le face un pic o clasă a decidenților cu o cultură europeană, da? Deci ăsta nu e comunism, e cultură europeană, da? E, sau mă rog, nu știu, treaba lor, dar ăsta e mers înainte. Deci n-ai cum să te extragi din istorie, să-ți faci, să am eu grijă acolo, să am cărbune pentru Hunedoara și pentru Oltenia și că ăla-i țelul. Nu, țelul trebuie să fie unul larg, de societate întreagă care să trăiască mai bine. Pentru că cărbunele ăla vine cu poluarea asta și locală, da? Păi a nenorocit pe oamenii ăia. Noi avem probleme de poluare care vin inclusiv din Balcanii de Vest, că și aia pun la cărbune pe, da? Și când sunt anumite circulații atmosferice, să nu credeți că nu avem și noi. E una din păcălelile, să zic așa, localizării sau nu a poluării și a problemelor, pentru că în prezent noi exportăm cărbunele românesc în Serbia și importăm cărbune din Indonezia, care e mai bun și care intră mai bine în limitele europene, dar cărbunele nostru poluează în Serbia, care e lângă, e aproape, adică n-am scăpat de problemă pe hârtie rezolvată. Da. Pe hârtie ea e rezolvată. Nu e rezolvată, va trebui să renunțăm la cărbune. Adică ăsta e realitatea și ne va fi mai ușor decât altor țări. Gândiți-vă că avem inclusiv energie geotermală, care e scumpă la început până o implementez, dar pe urmă amortizarea e mult mai bună. Vă zic așa doar că sunt deja cu fermele, parcurile eoliene, cu fotovoltaicele, până și energie, până și în București. Am putea avea energie geotermală. Știți că la Casa Scânteiei sunt inclusiv niște izvoare geotermale, nu? Știți de ele. Da, mă rog, în fine, hai să zicem că asta e un pic mai exotică. Vreau doar să abuzez puțin de rolul ăsta de moderator, să formulez o frază la tot cu ceea ce ziceți dumneavoastră. Sunt perfect de acord cu ceea ce descrieți, această înapoiere culturală specifică politicienilor români sau nu, sau societății în general. Și aici, ca paranteză, ce a spus Băsescu era foarte grav, că nu înțelegea lumea asta cum se schimbă și ce înseamnă The New Green Deal la nivel european. Pe de altă parte, ce era frapant acolo este că el descria o mentalitate din asta de anii 50 de dezvoltare. Da, să ai autostrăzi, mașini, benzină, nu, tot imaginarul ăsta care vine din anii 50 americani, de care nu mai scăpăm. E o chestie culturală care s-a reprodus și s-a întrupat aproape ca idee de a înțelege viitorul. Pe de altă parte, dincolo de aceste probleme, să le spunem mai degrabă culturale, în același timp, la nivel de Uniunea Europeană, este o discrepanță foarte mare între țări. Da? Deci vorbim de dezvoltare inegală la nivelul acestor țări. Acum, ok, suntem înapoiați așa cu imaginarul nostru de autostrăzi și mașini, dar pe de altă parte Europa de Est este un cimitir al mașinilor vechi din vest. Chestia asta nu o faci pentru că oamenii ăștia sunt înapoiați cultural neapărat și că vor neapărat mașini, ci pentru că e o formă de circulație a mărfurilor și capitalului în Europa foarte specific, în care de cele mai multe ori produsele astea de second hand, de exemplu, de mașini de mâna 14, nu? Mai ales că ridici și taxele de mediu și așa mai departe, ajung în aceste piețe. Dar, de exemplu, cea mai poluată oraș din Europa este, culmea, Skopje. Da? Ok, și geografia joacă un rol, cum e așezat și așa mai departe, dar orașul ăla are pic de industrie. 90% din sursa de poluare în Skopje sunt de la mașini de mâna 14-a aduse din restul Europei. Ori chestia asta nu e doar culturală, asta e o chestie foarte clar economică. Da? E politică și economică că îți permis să faci așa ceva. Serbia la fel, București la fel, în care iar avem același probleme. Noi avem 50% din trafic. Exact, da, de acolo s-a dus spre 90% pentru că e un oraș care, sigur, a căzut între schemele astea de putere europeană. Și atunci e chestia asta culturală foarte clar, dar în același timp și în interiorul Uniunii Europene și între regiuni ale Uniunii Europene, că nu mai vorba nici măcar de țări acum, e vorba inclusiv de regiuni din interiorul țărilor, există această diferență colosală care produce și discrepanțele astea de mediu. Da? Era un articol fabulos în Forbes zilele trecute despre noua cortină de fier europeană între vestul și estul Europei, apropo de poluare. Dacă ne uităm pe hartă acum, cea mai poluată zonă din Europa este estul Europei. Da, fără industrie. Deci, în afară de Polonia, restul nu are industrie. E halucinant. E halucinant.
Cu gunoi, da, da, să zic, ai altceva. Deci asta zic, ce înseamnă că dăm la periferie chestii, da? Deci să zic cea mai mare importanța decidenților.